Bine ați venit la un nou tutorial pe site-ul PC Config. Eu sunt Andrei și în tutorialul de astăzi vom vorbi din nou despre WordPress. Mai exact, vom vedea cum putem schimba username-ul, care de bază este admin. Pentru început o să mă loghez în panoul de administrare. Introduc username-ul, deocamdată este admin, și parola care am setat-o. M-am logat. O să mergem la users și your profile. Și aici ne zice username admin și usernames cannot be changed. Adică username-urile nu pot fi schimbate. Însă noi o să reușim acest lucru. Sunt două posibilități prin care putem face această operațiune. Prima posibilitate ar fi să creăm un alt username, să creăm alt user din panoul de administrare cu permisiuni de administrator. Ne logăm pe acel user și îl ștergem pe cel admin. Iar a doua posibilitate ar fi să facem această operațiune din baza de date. O să vă exemplific ambele posibilități. Prima dată să mai creăm un user, dăm add new. Aici la username punem altceva decât admin, zicem test. E-mailul într-un site sau blog oficial ar trebui să fie, e-mailul este obligatoriu să fie unul valid, dar pentru că eu sunt în localhost nu am nevoie de un e-mail valabil. Aici first name, last name și website eu nu mai completez doar parola. Debifez aici și aici dăm rol de administrator. Dăm add user. Mă rog. Acum am reușit, deci avem doi user, test și admin. După cum vedeți, în momentul acesta îl putem șterge doar pe userul test. O să dau logout, să mă deloghez. Și acum mă autentific cu username-ul test. Dau login. Și mergem din nou la user. Mergem pe prima opțiune, users. După cum vedeți, acum practic s-au inversat opțiunile. Putem șterge doar userul admin, pe cel test nu, pentru că ne-am autentificat cu username-ul test. O să șterg userul admin. Și aici mă întreabă dacă să șterg și articolele pe care le-a scris el și linkurile, sau pot să îi le atribui alt user. O aleg opțiunea a doua și dau confirmare la ștergere. Și acum avem doar un user, cel numit test. Dăm logout și încercăm să ne autentificăm din nou cu userul admin. Și după cum vedeți, ne zice invalid username. Dacă scriu test, m-am autentificat fără probleme. Cea de-a doua posibilitate de a schimba username-ul este din baza de date. Pentru asta o să intru în baza de date. Un adresă
localhost slash php my admin. Am intrat în PHP My Admin. Aici avem toate bazele de date pe care le-am creat eu. Baza de date pentru acest site de test este test, baza de date numită test. Intrăm în această bază de date și avem aici un tabel numit WordPress Users. Dăm pe el. Și după cum vedeți, avem aici user login, user pass, este criptată parola, user nickname, user email, URL, data la care s-a înregistrat și ora și așa mai departe. O să apăsăm pe acest creionaș, editare, și după cum vedeți, user login. Aici putem modifica username-ul cu care ne autentificăm la panoul de administrare. O să șterg test și o să pun pcconfig, să zicem. La fel, puteți modifica de aici și email-ul și alte cele, dar acestea pot fi modificate foarte ușor și din panoul de administrare. Apăsăm execută. Dăm logout. Deja îmi spune că vreau să mă deloghez din userul test. Dau logout. Și acum să încercăm din nou cu userul test. Îmi zice din nou invalid username. Dacă trec pcconfig, m-am autentificat fără nicio problemă. Cam astea ar fi posibilitățile de a schimba username-ul. În versiunea 3 a WordPress-ului, la instalare avem posibilitatea de a schimba username-ul din admin. Și la fel putem pune din start o parolă pe care o dorim noi, nu ne mai generează el automat parola. Acesta este un lucru bun, însă mulți dintre voi aveți bloguri sau site-uri create mai dinainte de a apărea versiunea 3 a WordPress-ului, astfel încât sper că acest tutorial să vă fie de folos. Vă mulțumesc pentru atenție, eu am fost Andrei, vă mai aștept și alte tutoriale la pcconfig. La revedere!